la oră, sau cel puțin așa indică vitezometrul din această mașină făcută zob, după cum veți putea vedea în imagine. Impactul a avut loc aici pe marginea drumului național 5. Se pare că șoferul a adormit la volan, fiind obosit după ce condusese câteva ore în șir. S-a lovit de acest cap de podeț și aici a avut loc impactul. Din spusele pasagerilor, familia din Târgu Săcuiesc pornise la drum noaptea trecută, în jurul orei 1. Și se pare, oboseala șoferului s-a transformat în dușmanul numărul 1. Bărbatul a țipit și cele câteva secunde de somn puteau să-i coste viața pe cei patru. Doi copii de 5 și 9 ani și pe părinții lor de 35 și respectiv 36 de ani. Din accident a rezultat rănirea celor patru, două persoane adulte și doi copii. Au fost investigați la Spitalul Giurgiu și au fost trimiși toți patru la Spitalul București pentru investigații amănunțite. Observați și dumneavoastră că oboseala la volan duce de cele mai multe ori la drame și pot să spun că este și un dram de inconștiență a celui care conduce, pentru că dacă s-a simțit obosit, putea să oprească și avea posibilitatea să oprească, să o odihnească. Pentru că rănile suferite au fost destul de serioase și, în plus, pentru că se impuneau investigații medicale amănunțite, cele patru victime au fost transportate la un spital din capitală.